Universitatea Dunărea de Jos din Galați, în colaborare cu Camera de Comerț, Industrie și Agricultură și reprezentanții ai IMM-urilor, organizează între 8 și 10 octombrie prima ediție a salonului de inventică UGAL Invent. În cadrul acestuia vor fi prezentate invenții ale cadrelor didactice și studenților, dar și a unor instituții din țară. O astfel de manifestare este ca un târg, pentru că invențiile nu trebuie să rămână în sertare, trebuie să fie implementate de industrie. Aceasta este cheia succesului, iar la nivelul Uniunii Europene sunt programe speciale dedicate inovării. Vor fi expuse peste 100 de invenții brevete și vor avea loc prezentări ale unor cercetări. Organizatorii au avut ca model saloanele de inventică din Cluj, Iași sau București, care au tradiție în domeniu. Amânarea salonului de inventică a fost cauzată de lipsa finanțării, dar și de faptul că organizatorii au ținut ca evenimentul să coincidă cu împlinirea a 60 de ani de existență a Facultății de Mecanică. Sunt 22 de instituții participante. În total, 34 de brevete, 21 propuneri de brevete, rezultatele cercetărilor, atât ale doctoranților, postdoctoranților și rezultatele cercetărilor unor institute de cercetări, 60 de astfel de prezentări, prezentări ale unor firme care colaborează cu institutele de cercetare și cu universitatea noastră, 4, în total 119 postere. La finalul evenimentului științific, Forul Inventatorilor Români va acorda 2 trofee. De asemenea, la încheierea activității va participa și ministrul delegat pentru IMM-uri, mediul de afaceri și turism, Florin Gianu.